pentru alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean. Le-am consemnat prin procesul verbal numărul 13.05.2003 pe Consiliul Mare de Paritare, hotărăște articolul unic. Se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, domnul Dan Maroliu. Semnează președintele Consiliului Județean, cu poziția de rând. Asta decidenții politici, de persoană. Dar la nouă de mulțumesc și sunt onorat de votul dumneavoastră. În același timp am o mare rugăminte. Vreau să fiți alături de mine, oricând și oricum. Trebuie să recunosc pe domnul colegul și prietenul meu, Andrei Ignat, chiar să plângea și aici sunt și eu de o barcă, în scurta perioadă care a fost, poate fi și o dată de scurtă. Foarte puțin consiliere și foarte puțin colegi au călcat pe atât. Eu vă aștept să luăm hotărârile și deciziile împreună și sugestiile, pentru că fiecare din dumneavoastră știe și cunoaște foarte bine zona județului, o localitate, un cartier, o comună și e bine ca să fim acum tot ceea ce cer cetățenii. Din punct de vedere a stabilității, sper ca să se instituie stabilitate în Consiliu, sper într-o bună conlucrare cu domnul președinte. Vă mulțumesc și totodată țin să mulțumesc mass media care a fost alături de mine întotdeauna și în situații mai delicate din care am trecut în ultima perioadă. Mulțumesc că m-au înțeles și mi-au respectat dorințele atunci când a fost vorba de presă. Mulțumesc tuturor și Balu și fiind.